Salutare, dragii mei! Uite că am făcut și vlogul ăsta. Sunt atât de ciufulit. Pentru că mâine dimineața la ora 3 voi pleca în aeroport pentru că plecăm spre Germania. O să aflați de ce. Și vreau să vă prezint colecția mea de Adidas pe care n-am mai prezentat-o de atâta timp. S-au mai mulțit Adidas, am mai dat din ei, am mai dat din cei designer, pentru că în ultima vreme, mă știți, pomeniți din vlogul trecut, nu prea purtam designer, dar s-a umplut colecția noastră frumoasă cu ambush-uri, cu niște Nike SB Dunk X Off-White, cu niște chestii de-astea simple pe care le port eu. S-au mai umplut cu mulți Jordan 1, s-au umplut cu Y3-uri. Nu știu de ce mi-am luat Y3, că nu-i mai port, dar într-o bună zi cu soare o să-i port și aia. Și s-au mai umplut colecția noastră cu niște Easy-uri și am uitat să vă aduc încă o pereche de Easy-uri de la mine din geantă, pentru că eu îi folosesc la sală, dar o să-i aduc și pe aia de îndată. Am adus și șoricari, am adus și ciupercari. Aici am tot ce ține de Easy, aici am tot ce ține de Jordan 1, SB-uri, 1 SB-uri, Jordan 1, în fine. Le-am încurcat puțin, dar nu este nicio problemă și vreau să încep nu din colțul ăsta, care este mult mai puternic ca și ăstalalt, dar voi începe chiar de aici. Asta este a doua pereche din colecția de Easy 350, Beluga, Beluga V2, și voi spune și prețurile pe care le au în momentul de față acești Adidas. Nu mai țin minte exact cât am dat eu, nici măcar nu mai contează. Adidas Easy Boost 350 V2 Beluga 2.0, mărime, am căutat și pe mărim, este numai mult, numai puțin de 896 de dolari. O să las și aici toate screenshot-urile să vedeți și voi și puteți căuta chiar și voi. După aia mergem la Adidas Easy Boost 350 V2 Beluga. Din câte văd este 830 dolari. Ăștia nu sunt V2, este V1, așa că ar trebui să fie puțin mai scump, dar lasă așa, treacă, meargă 830 de dolari acum. Pentru că ăștia i-am din 2016, deci gândiți-vă, au aproape 7 ani. 6 ani, da, aproape 7 ani, nu mai știu exact când i-am luat. Asta este prima mea pereche de Easy-uri ever și după aia au început și astea. Asta este 420 de dolari. Este black, red, dar toată lumea le zice bread. Bread vine de la black și red, nu? Ce handicapate sunt la piciorul, n-aș știu niciodată. Acum mi-am dat și eu seama. După aia mergem la Sesam, Susan, la Susani, care sunt numai mult, numai puțin de 686 de dolari. Pe ăștia n-am dat chiar foarte mult. Când apăruseră nu erau atât de scumpi. Nu i-am mai purtat, dar sunt foarte, foarte, foarte frumoși și ăștia. Și mai am Adidas Easy Boost 350 V2 Semi Frozen Yellow, care sunt 660 de dolari. Dar pe ăștia i-am umblat, tată, zvai de capul lor. I-am cam distrus. Ăștia or să intre la colecție și or să rămână. Nu o să am de gând niciodată să vând ce am aici, ci din contră o să vreau să adun cât mai mulți Adidas, că piciorul meu nu o să mai crească. Piciorul meu va rămâne la numărul de 40, 40 jumate sau poate chiar 41, că variază de la Adidas la Adidas. Și mai sunt și Adidas pe care i-am dat link-ă, așa se poartă și ea, pentru că nu mai îmi intră pe picior, dar aia e. Nu contează, îi am în colecție. După aia or să vină șlapii, șobolanii de la Easy. Pe ăștia am dat 550 de lei, pe ăștia am dat 600 de lei și pe încă ăștia 600 de lei, ăștia o să-i încalț acum pentru că mă simt, nu știu. Și ăștia, mă, frate, am uitat de ăștia. Ăștia îi lăsăm imediat. Ăștia i-am mai căutat și am și găsit. Nu mai țin minte dacă era un preț mare, ba da, 688 de dolari Super Moon Yellow de la Easy 500. Sunt foarte urăți. Sunt oribili. I-am purtat, i-am forjat, i-am tot felul, dar v-am zis, sunt foarte bun la colecție și poate de ce nu într-o zi bună cu soare sau cu... O să-i port ăștia. Ăștia i-am găsit în magazin, mi-au plăcut foarte mult, ăștia sunt foarte buni și de sală. I-am purtat destul de mult și ăștia, am forjat, nu? I-am forjat puțin, dar ăștia sunt tanci. N-ai treabă cu ei? 1200 de lei. Ăștia au fost 1200 de lei. V2 Antila non-reflective. Ăștia sunt non-reflective, nu sunt cei reflective, că ăștia sunt aia puțin mai ieftini. Am aici 77.5, nici măcar nu mai țin minte ce mărime US am pe ăștia. Pe US am 8 la ăștia. Mamă, frate, eu am US 8 la ăștia și US 8 sunt 328. Sunt foarte ieftini pe lângă 77.5. 328 de dolari ăștia. Trecem la Nike Jordan 1. Pine Green Black, sunt 415 dolari, am luat de ceva vreme, nu prea am mai purtat în ultima vreme, probabil doar de două ori, din câte țin minte. Nu mai știu când i-am purtat, dar i-am mai purtat și ăștia, că sunt foarte, foarte mișto. O să trebuiască să schimb și returile pe negru să fie ambele negre, pentru că deja mi s-a acrit să am și returi de culori diferite. După cum vedeți, la ăștia tot am schimbat și returile și îmi cam pare rău. După aia venim cu Jordan 1 Retro High Zoom White Racer Blue, care sunt 679 de dolari.
dar din câte vedeți, plasticul ăsta s-a mai îngălbenit pe ei, dar trece timpul și bai da și să învechesc. După aia venim cu perechea mea preferată de Jordan 1, care sunt Jordan 1 Fearless, din care sunt 661 de dolari și ăștia. Am mai vrut să mai cumpăr o pereche, că ăștia îmi intră foarte greu pe picior, doar dacă scot tălpicul, și probabil o să mai cumpăr încă o pereche să-i pot purta și eu, pentru că ai Adidas și tăi preferați în mână, dar nu poți să-i porți că stai așa, știi, cu degetele, așa, așa stau unii cu degetele, așa. După aia avem Jordan 1 Retro High Curt Purple, care sunt 198, nu sunt scumpi, eu am dat 600 de lei pe ei, cred că, sau 700, nici nu mai țin minte, dar 198 de dolari, ar veni undeva între 700 și 800 de lei, nu știu dacă am greșit, vreau frumos să mă corectați. Jordan 1 Retro High Dark Mocha, ăștia sunt foarte noi, deja i-am purtat de câteva ori, sunt 679 de dolari, sunt foarte, foarte mișto, foarte mișto, atâta că se zgârie foarte tare, pentru că aici, din câte vedeți, este o piele întoarsă pe ei, dar aia e, sunt superbi. Deci pot să spun că și ăștia intră printre preferații mei. După aia mai trecem încet încet pe SB-uri. Ăștia sunt ultimii mei Adidas, și nici măcar nu i-am purtat, sunt noi nouți. I-am luat pentru că îmi plăceau foarte mult ăștia la alții, pentru că după cum vedeți, stați să iau, ambii sunt Ambush, vedeți aici semnul de la Nike, că continuă puțin. Îmi place foarte mult modelul ăsta, mai sunt și pe verde și pe roz. Pe roz nu-mi place, pe verde pot să spun că îmi place, dar nu aș purta, pentru că nu prea port culori atât de deschise când vine vorba de Adidas. Poate într-o bună zi o să completez toată colecția, doar așa să știu că am toată colecția de la Ambush, dar nu știu, cred că stau pe curul meu, că după cum vedem sunt foarte multe perechi aici și nici măcar nu le-am dus pe toate de la Shiria, că mai am acolo niște Adidas vechi din colecții foarte mișto, care sunt și 1000 și ceva, ceva Jordan 4 sau nu mai știu minte exact, dar aia oricum sunt caput. Ah, și mai am ăștia Air Force 1 cu Off-White, care erau la un moment dat 3-4.000 de dolari, la un moment dat se vindeau pe StockX cu 15.000, ceva rău. Da, i-am prezentat, cred că, în alalt. O să pun chiar aici o poză cu ei în in memoriam, că i-am distrus. Mi-a vopsit Georgescu unul roz, unul albastru. Îi știi ăia? 15.000 au fost la un moment dat. Nu știu exact, probabil Georgescu mă jură acum, dar nu contează. Revenim la Nike Dunk High Ambush Black and White, 713 dolari, cam atât am dat și eu pe ei. Și avem Nike Dunk High Ambush Deep Royal, care sunt albaștrii, care sunt 379. Dacă stăm să ne gândim, sunt la jumate de preț ăștia față de ăștia și nici nu mă mir, pentru că de obicei perechile care sunt alb-negru sunt mult mai căutate. Încet încet ne îndreptăm spre altceva, Nike Dunk Low, ăștia sunt ceva rău, ăștia sunt Off-White, Nike Dunk X Off-White, lot 21 din 50, sunt 50 de perechi combinate în toate felurile posibile, ăștia nu sunt mai mult, nici mai puțin de 774 de dolari. Mai sunt niște Dunk-uri X Off-White din prima colecție, când a scos Dunk-urile, mai erau și pe roșu și pe ceva galben cu albastru închis, din câte țin minte, dar i-am ales ăștia, ăia roșii nu i-am găsit niciodată, dar aveam de ales între ăștia și ăia cu galben și albastru, dar ăștia sunt mult mai frumoși și ăștia costă 1120 de dolari. Eu nu sunt genul de colecționar care să fiu, mamă, stai că am grijă de ei, că îi țin în cutii, vai, stai să-i pun în celofan de ăla să nu respire niciodată. Nu sunt atât de disperat, da, sunt puțin disperat, dar niciodată încât să fac nebudrinalea să am grijă să nu îi zgârii și vai de capul meu. Jordan 1 Low Curt Purple Black, 266 de dolari. Nu i-am mai purtat, nu prea mi-au mai plăcut. Mi-a venit să-i dau. A, la un moment dat am avut și Pine Green-urile de la ăștia, probabil tot undeva la 300 de dolari erau și ăia, dar i-am dat cadou ca prostul, că mădrin e bun. Nike Dunk Low White Black, ăștia sunt ai link, nu i-am purtat. Panda. Ha? Le zic, nu le zice așa, le zice Panda. Nike Dunk Low White Black. Panda este doar probabil porecla când vine vorba în industrie. Da, da, pe așa. Nike Dunk SB? Panda. SB? Păi nu SB. Nu știam. A, nu. A, Dunk-uri, mă, ce prost. Dunk-uri, eu n-am SB-uri. Am Dunk-uri normal. Mamă, deci eu am zis... Eu am zis SB-uri și la astea. Astea-s Dunk-uri. A, astea-s Dunk SB. Nu știu, în fine, v-am zis, nu sunt atâta de... Ăștia sunt 230 de dolari. Vezi că sunt destul de scump. Urmează și ăștia la alți. Ăștia sunt foarte, foarte frumoși. Am găsit la 180 de dolari și le zice Lime Ice. Da, așa. Știai? Da. Da, sunt foarte frumoși. Deci dacă aș găsi să iau și eu ăștia, băi, ăștia nu i-am mai purtat deloc. Ăștia au fost uitați acum în dulap și am zis: "Mamă, mai am și pe ăștia." Fii atent cât sunt. 464 de dolari, Bloodline-urile. Jordan 1 Retro High, Bloodline-urile. 464, mă.
464 de dolari. Așa, ăștia am avut primii. Asta a fost a doua mea pereche de sneakers, care acum sunt 368. Cred că chiar atât am dat și eu pe ei, sau poate puțin mai puțin, dar sunt încă frumoși. Din câte vedeți, s-au făcut căcat. Iar acum nu știu dacă mai am poze. Da, ăștia erau cu Easy-urile ultima. Iar acum, ce nu am spus? Nu am spus nimic de Air Force. Air Force și, din câte știu, ăștia sunt cei mai scumpi Air Force ai mei. Am dat 650 de lei pe ei. Ăștia sunt 600, dar sunt custom făcuți. Ăștia sunt iar undeva la 500 maxim. Aș zice și la ăștia 400-500, dar știu sigur că ăștia la un moment dat erau foarte scumpi și o să zic 600. Mă corectați voi în comentarii, dar oricum am tras de la ăștia la alții în jos, așa că cât spun aici așa se adună. Ăștia maxim 300 de lei. Am căutat expre când vine vorba de Y3-uri. Uite, 1, 2, 3, 4, 5... Nu, ăștia Y3-urile astea au fost puțin mai scumpe, 1800 de lei, ăștia sunt 1800 de lei, nu știu dacă îi mai găsim undeva, cred că nu o să-i mai găsim niciunde. Și ăștia au avut toți același preț pentru că m-am uitat expre să vă zic cât costă. Deci sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucăți, 6 ori 1300, no, ăștia au fost 7800 de lei, ăștia încă 1800. Și acum mergem la designer, singurii care mi-au rămas, singurii pe care i-am mai purtat și chiar îmi plac. Balenciaga-urile, 4200, 4000 de lei am dat pe ăștia și pe off-white-urile astea primite de ziua mea nu știu cât au fost, dar probabil și astea sunt undeva la 3500 de lei pentru că astea sunt prețurile. Nu am mai stat să calculez, dar voi calcula imediat. Aici este prețul, îl găsiți jos. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizare, eu am fost Mădălin, asta a fost și colecția mea de Adidas. Nu am prezentat-o toată pentru că nu i-am luat toți de la Shiria, dar aia e. Îi lăsăm pe aia acolo în pace să se odihnească. Mulțumește fratele vostru pentru vizionare, eu am fost Mădălin, nu uitați să dați un subscribe aici să aprindeți clopoțul pentru că mă ajută tare, tare mult. Nu uitați să dați subscribe să facem 400.000 până la sfârșitul anului. Nu uitați de follow Mădălin Șerbanan pe Instagram, mă ajută tare, tare mult. Am fost Mădălin și ne vedem data viitoare cu noi vloguri din Germania. V-am pupat!